sunt Ștefana Lepădatu, am 24 de ani. Sunt studentă la master la jurnalism și lucrez în domeniul comunicării. Cânt la un instrument? Cânt la flaut, cânt la pian, cânt la nai, la tobe, la chitară, la saxofon, la clarinet. Eu mă bazez foarte mult pe flaut. În rest, celelalte sunt studiate din pură pasiune. Pe lângă muzică, de mică am cochetat și cu olăritul. Sunt și meșter acreditat în olărit. Nu știi din prima ce oală vrei să faci, dacă e oală, dacă e cană sau farfurie, dar depinde de stare și iese ceva minunat oricum. Te eliberează. Vreau să fiu artist pe scene și să umplu stadioane. Dacă cuiva îi place muzica mea și cum cânt și timbru și voce și stare și emoție, sunt cea mai fericită. E cel mai mare premiu pentru mine. O, Zeno. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. A intrat așa, zis, să intru, să intru. A intrat calmitatea. Nu vi se pare că este cel mai calm concurent de până acum? Cum te cheamă? Mă cheamă Ștefana Lepădatu, am 24 de ani. Cânti la vreun instrument? Cânt la mai multe instrumente. La mai multe? La harpă? La care? Flaut, pian, chitară, nai, tobe, saxofon. Mamă, nu te-ai oprit. Tobe. Clarinet. Autodidact. Wow. De curând tu îți faci orchestra singură. Dar sunt pe mute toate. Și acum cu ce te ocupi? Acum lucrez în publicitate, dar muzica nu am lăsat-o deoparte. Deci ți-a prins bine că ai învățat atâtea instrumente. Ca să lucrezi în publicitate. Da. Păi bine, Ștefana, eu sunt foarte curios acum cum o să cânți. În muzica pop am și eu o vorbă de producător. Cel mai important instrument dintr-o piesă pop e vocea. Așa este. Așa că hai să o auzim. Dacă e bine. Not a word from your lips. You just took for granted that I want to skin it deep. Quick hit. That's your game. But I'm not a piece of meat. Simulate my brain. The night is young. So are we. Let's just get to know each other slow and easily. Take my hand, let's hit the floor. Shake our body to the music, maybe then you'll score. So come on, baby, won't you show some class? Why you have to move so fast? We don't have to take our clothes off to have a good time. A fost bine, a fost bine. Am auzit și partea elaltă din tine pe care o dospești când nu suntem noi atenți. Ca pe pită. Ai deranjat vreodată cântând pe cineva? Pe oamenii din jurul tău, pe colegi? S-au zis careva să taci odată, nu mai cânta? Atunci de ce? De ce să n-ai încrederea asta în tine? Să cânți de la începutul piesei? De ce nu poate să deranjeze ea în general? Nu, la asta zic. Eu cred că toată ființa ei nu vrea să deranjeze. Muștile trăiesc cu săptămânile în casă la... La început, fiind foarte emoționată, gură uscată, inima îmi bătea... Termină să te scuzi. Inima mai bine să bată. Da. Tu vrei să aduc un pedestal să te ridici pe el? Nu mă scuz. Poartă-te corespunzător. Da.
Da, eu zic că încrederea... Prestanță și demnitate. Acolo e ceva de lucru și nu știu cine ți-a luat-o, cine ți-a rupt vreo aripă, ți-a scrântit-o un pic. Găsește-ți încrederea în tine. Ăsta e sfatul meu. Pentru... Ai voce, m-am dus cu gândul la Celine Dion, numai că ea, de când era mic, avea încredere. Aia nu i-a lipsit niciodată. Și de-aia i-a dat puterea să cânte toate piesele pe care le știm de la ea, din cauza că le-a cântat cu încredere. Și tu ai jumate încredere pe cât ar trebui să o ai și îți doresc să ți-o găsești înăuntru tău, că nu o să vină din afară. Ștefana, ai o voce foarte frumoasă, doar că ești prea liniștită. Tu, îmbrăcat așa, cu minte, zâmbitoare, vorbind încetişor așa, ce faceți, dragilor? Am venit să vă prezint. Vorbă mlădioasă. Așa. Da, ok. Adică nu e un moment rău. Doar că nu e pe gustul meu. Eu aș vrea ceva mai... Mai pic, pe energie. Mai pe energie. Da. Îți mulțumesc. O să țin cont de părerea asta. Nu ține cont. Noi moldovenii, din buni străbuni și global, mondial recunoscut, suntem pentru faptul că permanent am făcut tot posibilul să punem femeile pe piedestal. Te rog frumos, niciodată nu vorbi mai tare, că o să te asculte lumea. Tu chiar poți să faci o figură frumoasă în concursul ăsta. Pentru că este în tine ceva ăla misterios feminin. Mulțumesc. Care poate face o diferență enormă. Ok, o să țin cont. Hai să votăm acum. De la mine ai un da astăzi. Îți mulțumesc. Andrei? Ștefana, din partea mea ai un nu azi. Îți mulțumesc. Noi mulțumim pentru nu. Stai pe piedestal. Poate încurajează acolo. Acest nu. Lasă, nu fii încurajat tu din nou. Lasă să spună da și pentru asta spune mersi. Pentru nu, mă, nu trebuie să spui nimic. Pentru nu, da. Dar poți să-mi spui în gând. Ce vrei tu? Da, corect. Cine, eu acum? Da. A, un da cu tot cu piedestalul să-l duc mai târziu. Mulțumesc. Și soarta fetii stă în mâna ta. Hai, Marius. Domnule Moga. Poți să votez în locul tău, dacă păi vrei. Da, știu, în cazul ăsta. Uite, eu, Raluca, poți să votez în locul tău. Smiley e ocupat, n-are, el nu da, poate da. Să votez în locul tău acum. Dar noi doi, oricând, fă așa. Ștefana. You got it, girl. You got it. Ai și un da din partea mea. Îți mulțumesc. Cât ți-a luat. Here's... Dați-mi voie să vă strâng mâna, vă rog. Haide. Da, strânge mai tare decât ai cântat la începutul piesei. Deci din publicitate a luat-o pe asta. Acolo altfel nu încheie deal-urile. Vă mulțumesc tare. It's yours. Mulțumesc. Baftă multă pe mai departe. Mulțumesc. Baftă.